trenul de la Lățcan. În această dimineață, în jurul orei 6, polițiștii rutieri au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 despre un accident care a avut loc pe raza localității Lețcan. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a rezultat faptul că șoferul unui tir nu ar fi oprit și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autobuz. Ulterior, acesta a fost proiectat într-un microbuz. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul a două persoane, precum și rănirea altora. De precizat este faptul că, în cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii întregii situații de fapt. Doi dintre conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Având în vedere că avem de-a face cu un carosabil umen, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță mai mare față de celelalte auto, astfel încât să poată opri în condiții de siguranță dacă situația o impune.